Stai jos liniștită, stai aici așa și respira dând calma. Unde-i omul cu înghețata? Mama, mama, aici nu e nimeni cu înghețată. Dar acum când mergem spre casă ne vom opri la o cofetărie și îți vom lua o înghețată. Alma, mergi sau rămâi aici? Nu, rămân până la sfârșitul concertului. I-am promis lui Roger că l-aștept aici. Cred că ai văzut cine mai e pe aici, nu? Nu, cine? E John, băiatul doctorului Bachman. Bine, atunci noi plecăm acasă, am înțeles, bine. Pe aici, pe aici, mama. Alma, Alma, înghețată o vreau cu căpșun, cu căpșun și șocolată, nu vreau cu vanilie. Da, mamă, cu vanilie, sigur. Nu, am fost, nu, cu vanilie. Mama, mama, ne vede lumea. Cu căpșun. Te-ai speriat, Alma, stai. Te-ai speriat de o petardă? Ce mi s-a dat respirația? Cine a aruncat-o? Da, chinci, vreun copil ștrengar. Și unde? A fugit. Ar trebui publicată o ordonanță care să interzică petardele în orașul ăsta? Tata și cu mine am avut de îngrijit din cauza arsurilor în ultimele zile mai mult de 15 copii. Nu vrei ceva care să te remonteze? Uite, uite sticla. Deci ce e asta? O băutură tare. Nu, nu, mulțumesc, John. Alma, dinamită lichidă. Oh, sunt sigură. John, ai venit acasă pentru toată vara? Da, da. Vara nu este sezonul cel mai bun pentru a relua cunoștința cu Glorious Hill. Briza dinspre mare nu ne prea favorizează anul acesta și ne-am obișnuit să contăm pe ea pentru a ne răcori nopțile, dar vara asta, uite, face excepție. Nu te simți bine? Nu, nu, petarda asta m-a speriat. Ar fi trebuit să-ți treacă până acum. Oh, eu nu-mi revin așa de ușor când am o emoție. Da, văd. Spune-mi, te vei instala aici, în oraș? Și îl vei ajuta pe tatăl dumitale? Încă nu m-am hotărât. Sper că vei rămâne aici, toți sperăm. Tatăl dumitale mi-a spus că ai descoperit microbul bolii acelea îngrozitoare care face atâta ravagii la Lion. Să găsești ceva care să-l omoare este mult mai greu. Hai să răvușești. Tatăl dumitale este convins. Ai făcut studii de bacteriologie. Aha, da. Bacteriologia este o știință care se face cu microscop, nu-i așa? Da. O, Doamne, dar nu credeam că problemele medicale vă interesează atât de mult. Îl admir foarte mult pe tatăl dumitale. De altfel, sunt pacienta lui. Este o mare reconfortare că-l știu la ușa de alături. Aproape că n-ai decât să întinzi mâna și... Dar de ce vi se întâmplă să aveți crize? Crize? Da. De ce nu? Dar sigur, am crize nervoase de inimă, care uneori pot fi așa de alarmante încât alerg repede la tatăl dumitale. Chiar la ora 2-3 noaptea? Da, uneori chiar așa de târziu. Are cu mine o răbdare de înger. Dar nu vă vindecă. Mă liniștește. Provizoriu. Da, sigur. Și asta vă ajunge? Nu simțiți nevoia de mai mult? Cum adică? Asta nu mă privește. Nu, da, ce vreți să spuneți? Sunteți clienta tatălui meu. Da. Totuși am impresia că... Nu, vă rog să-mi spuneți. Despre ce e vorba? Nu, vă rog, nu mă puteți lăsa în incertitudine. Ce vroia să spuneți? Nimic. Numai că am impresia că aveți nevoie de ceva mai mult decât o reconfortare provizorie. Aha, de ce? Nu, credeți că este ceva mai grav decât... Miss Alma, dumneata înghiți aer. Eu? Ce fac? Înghiți aer, domnișoară Alma. Înghit aer? Da, când râzi, când vorbești. Este un lucru frecvent la femeile care sunt puțin isterice. Da. Înghiți aerul. Da? Înghit aer.
Aerul comprimă inima și asta vă dă palpitații. Nu este în sine ceva grav, dar poate fi simptomul unui alt lucru care este. Pot să vă vorbesc deschis? O, da! Uite, ceea ce cred eu că ai dumneata este un doppelganger. Ai un doppelganger și doppelgangerul dumitale este foarte iritat. O, Doamne, am un doppelganger iritat. Da, iritat, da. Și... Do, dar asta sună îngrozitor. Și, dar ce este asta în mod exact? Este o chestiune care nu mă privește, nu sunteți clienta mea. Acum, ce crud poți fi. Îmi spui foarte liniștit că am... că am ceva care are un nume grozitor și apoi refuz să-mi spui ce este. Nu ar fi trebuit să spun nimic. Nu sunt doctorul dumneavoastră. Dar cum ai putut să pui diagnosticul atât de repede? Mă tachinez, probabil, nu-i așa? Ah, uite, începe să bate vântul. Da, da, da. Ce bine, frunzele tremură. Auzi-le cum încep să plângă. Aha. Dar mătasa asta îți place cum fâșuie? Cine e? Mă mir că n-o cunoști. Am fost multă vreme plecat. Este fata lui Gonzales. Tatăl ei este proprietarul localului de la Moon Lake. Ți-a surâs, nu-i așa? Așa cred. Iar eu mai cred că ai pierdut contactul cu cei mai mulți dintre prietenii de aici. Da, da. Va trebui să-ți faci alții, noi. Eu fac parte dintr-un mic grup care se întâlnește la fiecare 10 zile. Cred că ți-ar place. Sunt oameni tineri cu... preocupări artistice și intelectuale. Ah, da, 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 mi-închipui intelectuale. Da, da, da. Ar trebui să vii câteodată. Am să te anunț. Mulțumesc. Mulțumesc. La revedere! La revedere! Da. Uite pe cineva adorabil. Una din micile mele eleve de canto. Cea mai tânără, cea mai drăguță și cea mai puțin dotată pentru muzică. Hello, Nelly! Draga mea! Domnișoara Alma! Vai! Vai, ce frumos ați cântat! M-ați făcut să plâng! Mulțumesc pentru minciună, Nelly! Am cântat foarte prost! Nu, sunteți prea modestă, domnișoara Alma! Hello, domnule doctor John! Hello, hello! Doctor John! Da! Știți, cartea pe care mi-ați dat-o este prea plină de cuvinte complicate și... Vezi în dicționar, Nelly. Da, asta am și făcut. Dar știți cum e dicționarul? Cauți un cuvânt și te trimite la altul și așa mai departe și... ca să revii tot la alea de la care ai plecat. Am să vin mâine să vă rog să-mi explicați toate astea. La revedere! La revedere, domnișoara Alma! La revedere, Nelly! La revedere, domnule doctor! La revedere, Nelly!